Operație în premieră la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, medicul ginecolog Adrian Tetilianu, asistat de un coleg din Timișoara, a efectuat-o laparoscopie exploratorie pentru un caz de sterilitate, fiind prima intervenție de acest gen în cadrul instituției. Este o operație în premieră, operațiile de acest gen, chiar și de complexitate mult mai mare, se fac în alte spitale, mai mici sau mai mari decât spitalul nostru, de foarte mulți ani, chiar după Revoluție. La noi este o premieră pentru că am reușit în sfârșit, în ultimul an, să întrunim aparatura necesară pentru a debuta. Intervenția este una banală, iar în marile clinici universitare durează în jur de 15 minute, dar la Târgu Jiu, fiind prima operație de acest gen, a durat în jur de o oră. Tehnica nouă, nemai folosită până acum de personalul medical, a fost principalul motiv care a dus la prelungirea duratei. La noi a durat mai mult. La noi a durat mai mult și vă spun cinstit că a durat aproape o oră. Asemenea gen de intervenții se pot termina, mi-aduc aminte când eram rezident și ajutam și eu profesorul la Cluj, se pot termina și într-un sfert de oră și 20 de minute. Eu pot să spun și anecdotic, îl întrebam pe profesorul meu, dar de fapt ce am făcut la multe paciente care le făcea bilanță înainte de fertilizare, unde nu și intervii chirurgical să repar problemele, și se amuza la întrebarea mea. Deci, până la urmă, era o laparoscopie de vizualizare. A durat mai mult, în primul rând, pentru că aparatura este pentru prima dată în secție. Personalul mediu, asistentele, instrumentarele se acomodează mai greu și probabil cu timpul sunt persoane care n-au văzut instrumentarul ăsta niciodată. Conducerea unității medicale spune că acum un an a fost achiziționat aparatul cu ajutorul căruia s-a putut efectua operația. S-a folosit un tun laparoscopic achiziționat acum un an și ceva. În Spitalul Județean nu este prima dată când are loc o intervenție în premieră. Lucrurile acestea se fac, dar din păcate nu cred că stăm foarte bine la capitolul comunicare, pentru că lucruri bune, lucruri noi și eficiente se fac, dar va trebui să avem o relație mai deschisă și mai bună cu tot ceea ce înseamnă mass media, pentru că Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, prin specialiștii pe care are și aparatura de înaltă performanță pe care o deține în acest moment, într-adevăr face lucruri bune. Laparoscopia este chirurgia viitorului, spune medicul Adrian Tetilianu.